Ziua Poliției Române, 25 martie, a fost sărbătorită printr-o serie de manifestări prin care polițiștii hunedoreni au marcat 202 ani de când domnitorul muntean Grigore Dimitrie Ghica înmâna marelui agă Mihăiță Filipescu primul steag al instituției ce purta pe atunci denumirea de agie, moment istoric considerat ziua de naștere a poliției ca instituție modernă aflată în slujba legii. Pe lângă premierea celor mai buni polițiști din județ, astăzi elevii școlilor din Deva au avut posibilitatea de a interacționa cu polițiștii în cadrul unei expoziții în care au fost prezentate dotări din tehnica specifică acestei instituții. Spre bucuria copiilor, cu ocazia Zilei Poliției Române, astăzi la Palatul Copiilor din Deva, polițiștii au prezentat o parte din dotările tehnice și autospecialele de intervenție ale Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara. Suntem în 25 martie, voi știți, așa e? Da! Ce zi este astăzi? Suntem clasa 1, clasa 1A, că interesează orice le arată colegii de la domnii de la poliție. Noi am mai fost în activități la ei și le place. Eu abia aștept să povestesc cu polițiștii pentru că eu îmi doresc când o să fiu mare să devin polițistă și tot timpul mi-am dorit să văd cum este să fiu polițist și cum este să îmbraci o haină. Eu aș vrea să văd la polițiști pistolul ăla electric care l-a arătat la știri. Serios? Și tata meu a fost și polițist. Și tu vrei să fii? Și tu? No. Nu vrei? Nu, eu vreau să mă fac avocat. Și bunicul meu a fost polițist. Și un tatăl de-al meu a fost polițist. Și tu vrei? Nu, dar îmi plac polițiștii. Standul cu echipamentul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și cel al Laboratorului Criminalistic Mobil, destinat cercetării la fața locului, au stârnit cel mai mult curiozitatea și interesul elevilor de veni, în special a celor mai mici. Și cu lanterna asta noi reușim să vedem urme cu ajutorul ei și ochelarilor, care nu sunt vizibile cu ochiul liber. Nu puneți mâna pe el. Așa, mai privim doar. Dar asta nu vă place. Poate? Păi nu avem muniție să tragem acum cu ele. N-am luat muniție, pentru voi să le puteți vedea. Da. Cam fiecare an de ziua lor, polițiștii aleg să fie prezenți în mijlocul comunității. De această dată, publicul țintă sunt cei mici, elevii unităților de învățământ din municipiul Deva. Aceștia pun întrebări foarte interesante și adaptate specificului meseriei noastre. Au interacționat foarte bine atât cu cei de la Acțiuni Speciale, cât și cu Poliția Criminalistică, cu Poliția Rutieră și cu ceilalți colegi care sunt aici prezenți pentru a-și prezenta o parte din activitate și în special autospecialele noastre de intervenție. Sperăm ca dintre acești copii măcar o parte să fie în viitor colegii noștri și să depunem împreună eforturi pentru o societate mai bună. Profesia de polițist este din ce în ce mai atractivă pentru tineri. O confirmă și un elev de la liceul sportiv interesat de cât mai multe informații. Vreau să aflu cât mai multe informații ca să mă pot pregăti corespunzător și să meargă totul cât mai bine. Pentru că mi se pare că este o meserie de viitor, este o meserie sigură și am un respect față de dreptate. Mă pregătesc cât de mult posibil, atât pentru probele scrise, cât și pentru proba fizică. Nu pot să spun că e chiar atât de greu, dar este într-adevăr solicitant. Ca în fiecare an au fost premiați cei mai buni polițiști, criteriile de apreciere vizând etica, operativitatea și profesionalismul cu care aceștia au răspuns solicitărilor comunității.